A doua zi de carantină, am mâncat puina, se vede pe mine. Mă fac mai înaltă, că sunt foarte micuță fără mai topuri, așa. Ca și la Siberia. Ții minte că tot timpul eram micuță? Nu! Și cum am zis și ieri, acum gătim mâncarea mea preferată. Da, dar nu varianta asta ți preferată, cum face mama. Mama ta. Hai să vedem cum face mama. Maică-ta cum face? Mama mea. Hai să-l chemăm, că stă aproape. Dar nu, ea nu face așa. Ea face mai mic, ea e mai migăloasă, altfel face. Nu facem varianta aia pentru că e mai greu de făcut și merge mai greu. Noi am făcut, o să facem o variantă mai simplă și mai rapidă. Da, și trebuie să spunem că cine a făcut, că și un prieten a semnalat că a făcut pâinea. Așa. Așteptăm pozele. Da, evident. Să vedem cum v-a reușit. Dacă e bună rețeta, nu e bună, să vedem ce părere aveți. Și dacă faceți mâncarea de astăzi, tot așteptăm poze pe Facebook, Hello Siberia Expedition. Da, noi tot povestim, dar nu am zis ce facem. Acum zici tu. Uite, mă bag aici în spate. O să facem niște cartofi umpluți cu carne de porc, de fapt o spată măcinată, niște bacon. O spate. Spată. Spată. Spată este... Nu spate. Nu mai. Din pulpă, din pulpă de față, din porc. Se vede că eu sunt muzicant. Așa. Avem nevoie de cașcaval, carne tocată, bacon, niște condimente, sare, piper și usturoi, cimbru, pentru decor niște ardei roșu și ceapă verde. Eu zic, hai să luăm, pe rând, că așa ai sărit, îmi trebuie ca și un amator, cartof. Da? Deci acum ești o să dureze 3 ore până... Cartof, nu. Bacon. Piper. Da. Ce era? Usturoi? Da, praf de usturoi. Sare de mare, ceapă verde, ardei roșii. Dacă roșii. Nu aveți, merge și fără. Carne tocată, cașcaval răzuit. Da, smântână. Smântână. Cartofi, miezul de la cartofi, dar asta o să pun în pâinea viitoare. Pâinea... Deci condiment, da, deci nu aruncăm, o să folosim la o... Pâine cu cartofi. Pâinea mâine sau pâine, dacă o să mai pregătim, o să adăugăm la pâine. Și acolo ce a făcut cartofii, că sănașii sunt așa. Și mai avem nevoie și de cimbru sau de cimbrișor, da? Dar dacă nu are cineva cimbrișor, nu are cum să cumpere, ce face? Merge și fără. Okay. Poate să înlocuiască cu orice condiment ce vrea. Așa, cartofii în prima fază am fiert în apă sărată, am strecurat de apă și am tăiat în două, am scos miezul. Atât am făcut. Câte minute trebuie să fie? Până ce e fiert. Da, da, tare, până la știi fiert sau? Da, ca să poți scoate mierul. Și important că ai lăsat coaja. Am lăsat coaja pentru că nouă ne place, unul la mână și ține cartofi. Nu știu cum să arăt, ridică-te logo unul să se vadă că e coaja. L-ai spălat bine. Dar normal că l-am spălat. Cu dezinfectant de 50 de grade de țuică, de prune. Ok, oasă ăsta e cam mic, dar o să ne descurcăm cumva. Ok, ce facem? Avem carnea, unde am să adaug baconul. Trebuie să filmez de sus cum fac ăia mari. Așa. O lingură de smântână. Piper. Tot așa, un pic de usturoi. Așa. Sare, nu foarte multă, pentru că și baconul este sărat. Așa, cimbru. Cam o linguriță mică și un pic... Ce faimă sunt o linguriță? Na, eu deja simt în mână, oților. Ok. Și un pic de cașcaval. Restul lăsăm pentru deasupra. Ok. L-amestecăm. Și de ce am băgat în aluat un pic? Ca să-mi țină carnea, știi, să nu mi se desfacă. Oricum, în cartofi nu prea o să se vadă, dar totuși și la gust ajută, dar nu mai. Ok. Acum... Amestecăm bine. Bine, cu condimentele se poate juca. Puteți să puneți și niște ardei, boia de ardei, dacă vă place. Tu vrei, Otilo, sau cum zici? Nu. Punem. Nu că mie îmi place ardei iute și ce nu-ți place, așa că eu o să mănânc lângă. Ok. Dar eu vorbeam de boia de ardei, știi, să fie mai roșie carnea. Așa, am și terminat. Până acum era foarte, foarte simplu.
am preîngălzit cuptorul la 180 de grade. Să care atât între timp. Facem un pic de curat ca să putem lucra. Și de ce nu avem nevoie acum, îl punem deoparte. Și acum umplem cartofii. Dă-i bătaie. Cât o să mănânci din asta? Mult. Asta ce mai nasolul carantină, că nu o să mai încap un duster. Dar trebuie să spune, nu? Spune dacă am dreptate sau nu. Deci am pus. Da? Se poate face la cine place, cu carne de pui sau de vită. Sigur, și condimentele, și carnea se poate modifica, și fără cașcaval, cu cașcaval, cu sos de roșii, cu sos de smântână. Și am o întrebare. Da. Se poate face și cu cine are provizii de pește, de ton, conservă? Da, poți să faci și din ton. Și numai... mi-e place și de multe ori cumpără mult din el. Numai dacă îl faceți din ton, eu aș sugera să mai puneți niște condimente verzi, pentru că la gust e uleoasă, mai ales conserva, și să puneți cartofii înăuntru, în aluat, și așa să-l umpleți înapoi. De se poate, numai cu puține modificări. Se poate. Orice se poate, numai trebuie să vrei. Și știi că în bucătărie nu se poate strica nimic, numai dacă îl arzi. Asta și la școală mereu zic, dar nimeni nu mă crede. Ei, acum apuc eu de gătit să vezi că se poate strica. Nu se poate. Să vezi, că eu sunt stare. Eu pot să repar. Ok. Hai să arătăm și. Și acum facem sosul. Avem roșii piure, care ai cumpărat tu, eu nu prea folosesc, dar la altul îi place. Și avem roșii cu bulețe. Am nevoie de un vas, Otilo. E bucătăria ta. Da. O să iau o lingură de roșii piure, jumătate de conservă de roșii, vezi, tăiate cuburi. Amestecăm. Și aici mai punem un pic de apă dilon. Și un pic de cimbrișor. Cimbrișor. Da. Astorul principal este cimbrișorul. Și dacă folosim roșii, ce mai adăugăm în sos? Hai să te văd, știi? Piper? Nu. De ce am? Nu piper în sos, nu. Dacă vrei, putem să punem. Zahăr, da. Zahăr, de ce? Ok, și cine are problemă cu zahărul? Atunci pune un pic de miere sau ceva îndulcitor. Miere, ok. Pentru că să ia din aciditatea roșiilor. Da, da. Amestecăm. Punem și un pic de piper, vrei tu? Mm-hmm. Și un pic de usturoi. Hai să lucrez. Dar vezi că aici și zâmbila așa să pui. A, mai poți să pui. Îmi plac condimentele. Și un pic de usturoi. Și un pic de usturoi. Trebuie să-mi pun un pic de piper, că așa îmi place. Ok. Așa, ok. Și punem apă. Să nu spune prietenul și cine să uite, că uite, stă ca prostul acolo și n-a făcut nimic. Am pus cam 50 de mililitri de lapte. Nu vreau să fie foarte tare. Lapte? Apă. Lapte am zis. Dacă o smântână. Mai repete, 50 de mililitri de apă. De apă. Da, nu vreau să fie foarte groasă, pentru că vreau să mi se facă în aburi mai mult cartofii. Și dacă este prea tare, atunci mi se arde foarte repede. Ok. Na, și acum. Pe el. Dar mai mult jos. Pe el. O să strigam noi la meciuri, dar nu mă rog să spun cum e mai departe. Pe care? Pe el sau cum e. Așa. Chiar merge halatul tău cu... Vezi? Mm-hmm. Ok, și restul între.
lasă-mi vasele, Atila. Las, faci eu ceva, ok. Ok, acum îl aranjăm un pic. Să fie peste sos. Așa, și strupim cu un pic de ulei. Dar trebuie să mă duc după ulei. Du-te, fă-ți treaba. Nu ne trebuie multă, pentru că și baconul și carnea o să lasă zeamă. Numai chiar un pic. Un pic înseamnă cam două lingurițe. Cam două linguri, cam așa. Lingur. Ok, și acum intră în cuptor. Celelalte ingrediente încă nu am să adaug, pentru că cașcavalul se arde foarte repede, verdețurile și ardeiul iarăși. Așa că am să pun înainte cu vreo 15 minute de finalizare. Acum introducem la 180 de grade, circa 30-35 de minute. Hai, te ajut! Hai! Yes! Așa, no! Și acum okay, bem o cafeluță. Mm-hmm. Hai să bem o cafeluță. Pisica! Între timp noi în curte, curței, pisici, timp frumos, puțin emboar, dar e frumos. Ok. Venim în 30 de minute? În 30-35, acum verificăm și eu nu prea am gătit în cuptorul ăsta. De obicei afară, în bucătăria mea de școală gătesc și nu știu chiar timpurile de gătire. Dar în 30-35 de minute, pe 180 de grade. Hai să arăt pisica. Ok. Uite. Uite cum merg. Revenim. Între timp fac un pic de curat. Mă, vezi că mai ești în emisiune. Să știi că stăm aici, de când stăm aici? De un an și... De un an de zile, eu n-am văzut că aici există setar. Serios? De serios, acum am văzut că aici există. Și dincolo este... Și acolo? Da. Aici am condimentele, dar unde ai crezut că țin condimentele? Și dincolo sunt. Și aici. Of, oată bine, acolo nu prea țin nimic, e departe de mine, dar... De sincer spun, acum am observat. Dar se vede cât stau în bucătărie. Acum scot. Și 10 minute. Ai mânuș acolo, să nu? Am, da, mi-e mai ușor cu asta. Acum, mânuș, mască... Suntem acasă, da? Nu, da, e acolo ăla, mânușul pe care poți să prinzi. Eu, de asta mi-e mai comod. Ok. Ce adăugăm faci? Cașcavalul. Ce bine, ce bine miroase. Nu știu de ce, parcă e Crăciun. Miroase a Crăciun. Nu știu de ce ales. Păi ce frig a fost astăzi în satul mare. Nu știu la voi cum. A fost era și nins, așa că... Așa și aici un pic, aici am pus prea mult. Mai luăm de aici, mai luăm de acolo. Așa. Niște ardei roșu deasupra. Hai să luăm asta de așa. Ce zici? Și trebuie paste și roșii niște... de roșii. Nu mai trebuie. Ba. Tu o să-l pui separat. Mie nu prea-mi place dacă e prea mult. Așa. Nu, ce-am făcut acum. Am pus cașcavalul, am pus ardei și am pus ceapă verde. Trebuie să recunoaștem, așa arată mai bine, nu? Pentru că nu mănânci numai cu papilele gustative, ci prima dată cu ochiul. După aceea, cu nasul. Ajută-mă un pic. Și cine nu vede bine, nu-i foame niciodată. 10 minute la 200 de grade. Și după aceea putem să mâncăm. Facem masa? Ok, gata. Am vrut să văd să mergi mai încolo. Ah, ok. Și am lovit ăsta. Și te doare? No. Te doare? Nu. No. Zici au, au, au. Uite că deja în tuneric, afară, ce a făcut? Păi mi-a trebuit. 35 de minute mi-a trebuit, să știți. Pentru că cartofii erau mari și am umplut multă carne. Suntem pregătiți și mi-a foame. Foame. Oh. Mai pot să vorbesc. Ui. E cam cald aici. Hai că vin. Stai numai o secundă, te rog. Cum arată, Atilo?
Este mâncarea ta preferată. Îți place? Mhm. No. Ai văzut? Din ingrediente puține am făcut o cină fantastică. Și acum nu mai avem altceva de făcut, numai să stăm la masă și să mâncăm cu poftă. Hai să arăt cum e și pe farfurie. Arată bine, un pic de salată mai lipsește, dar din păcate nu avem salată acasă. Vă dorim poftă bună, dați share, like și mâine venim cu ceva surpriză, încă nici noi nu știm. Vă îmbrățișăm! La revedere! Pa, pa!